În 2015 s-au împlinit 20 de ani de când, la propunerea Consiliului Local Tecuci și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a devenit ocrotitor spiritual al municipiului din județul Galați. Sfânta liturghie de hram a fost oficiată joia aceasta în Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Iachint de Vicina din municipiu, de chiriarhul locului. Înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a premiat apoi elevii participanți la faza județeană a Olimpiadei de Religie, care s-au clasat pe locurile fruntașe în această competiție. De asemenea, au fost premiați și elevii câștigători la concursul Să ne cunoaștem parohia și slujitorii ei, organizat de Protoieria Tecuci, în cooperare cu profesorii de religie. Am dorit să prezentăm un buchet frumos de flori adunate din Câmpia Educației, din zona de sud a Moldovei, de la Tecuci. O mulțime de tineri care au cântat la Sfânta Liturghie în costume frumoase românești și un buchet de tineri performanți atât la Olimpiada de Religie, dar mai ales la o inițiativă lăudabilă să ne cunoaștem mai bine orașul și bisericile sale. Vom păși de aici, într-un templu al istoriei, culturii și spiritualității, și anume inaugurarea, după lucrări ample, și sfințirea Muzeului Cincu din Tecuci, ca să păstrăm tinerețea, vigoarea și frumusețea Sfântului Gheorghe în sufletele și în viața noastră de la Tecuci, de la Dunăre, din țară și din toată lumea. Mulțumim tuturor participanților, al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian și celor care n-au putut veni, spre care noi ne-am îndreptat. Au beneficiat 104 familii de pachete cu alimente tradiționale, familii aflate în evidența socială a parohiei Sfântul Gheorghe. Sute de pachete cu daruri pascale au fost binecuvântate și distribuite de preoți, numeroșilor credincioși care au fost prezenți la această mare sărbătoare la Catedrala Eparhială. Bunul Dumnezeu ne-a acoperit această zi cu soare blând și călduros și sperăm ca toți cei care s-au împărtășit de aceste evenimente de la Tecuci să poată avea motivația pentru a cerceta mai mult viața spirituală și culturală a Tecuciului, care, iată, ne oferă, începând de acum, porțile deschise. Tot joi, chiriarhul Dunării de Jos a săvârșit slujba de binecuvântare a Muzeului de Istorie Teodor Cincu din Tecuci, care a trecut prin ample lucrări de consolidare, reabilitare și reamenajare. Din Tecuci au plecat mari personalități ale culturii românești. Îl amintim aici pe Alexandru Papadopol Calima, îl amintim pe Ion Petrovici, pe Teodor Șerbănescu, Calistrat Hogaș, Ștefan Petică, o multitudine de personalități care au creat istorie, și istorie locală și istorie națională. Putem spune că astăzi este o zi de mare sărbătoare. După 10 ani de când muzeul a fost nefuncțional, am beneficiat de prezența înalt preasfințitului pentru a ne da binecuvântarea și pentru a inaugura instituția noastră. La eveniment au participat și elevii premiați în această zi. Te-ai îmbogățit cu ceva după participarea la Olimpiada de Religie? Sunt mult mai bogată în ceea ce privește vocabularul religios. Am cunoscut foarte mulți oameni în domeniul acesta. Am dat un fel de test despre cele 12 biserici din Tecuci. Și acest test a constat în istoria acestor biserici, de când, cam ce s-a întâmplat cu ele în trecut, dreptul lor. Și astăzi am primit premiu. La inaugurarea muzeului au participat renumiți profesori și oameni de cultură, directori de instituții muzeale din Galați, Brăila, Tulcea, Focșan și Bârlad, precum și reprezentanții autorităților locale, județene și centrale.